bonus. La câteva minute mi-au șters postarea, dar am să revin. De 10 ori am să mai filmez și a să întreb ce s-a întâmplat cu această carieră. Sunt în fața Comisiei Naționale a Pieței Financiare, așa numită instituție mega importantă și independentă, care reglementează toate tranzacțiile de pe piața financiară a Republicii Moldova. Tadam! Așa teoretic sună, spune legea, dar astăzi aflăm din presă că cea mai mare carieră din nordul Moldovei, care se numește Calcar, tocmai de la Briceni, a fost vândută unui proprietar anonim cu tocmai 70 de milioane de lei, 70 de milioane jumătate. Iar proprietarul este unul necunoscut și, cel mai important, Comisia Națională a Pieței Financiare nu a știut, nu a avizat, nu a fost informată despre această tranzacție extrem de importantă. Am dat multe bătălii înainte de campanie electorală și în campanie electorală legate de carierele din Republica Moldova, care sunt exploatate anapoda în interesul unor grupuri foarte, foarte înguste de interes, legate tot timpul cu guvernarea, cu băieții șmecheri de la guvernare. Acum doar întrebarea mea sună în felul următor către cei care conduc statul Republica Moldova, către domnul Igor Grosu. Dacă știți cine este noul proprietar și de ce s-a întâmplat că pe timp de nouă guvernare băieții șmecheri fac tranzacții de zeci de milioane de lei fără să știe instituțiile statului. Cine conduce statul ăsta? În general, ce se întâmplă? Iar către domnul Alaiba, care are interes sporit în această piață financiară și în această comisie, văd că își pune oamenii lui, oameni care sunt buni și care urmează să gestioneze în interesul național această instituție cu salarii enorme. Vreau să vă amintesc că au demis fosta guvernare sau fosta conducere a pieței naționale sau a comisiei, care aveau 138-140.000 de lei salariu pe lună, iar cei care au venit acum noi, șefi, la această comisie, nu s-au dezâns de salariu, iar guvernarea nu le-a tăiat salariul de 138-140.000 de lei. Au rămas aceleași salarii, numai că văd că nu lucrează nimic. Eu v-aș spune mult mai multe despre această comisie, despre microfinanțare, despre MOGO, despre multe, multe lucruri care se întâmplă, dar vreau să lansez mai degrabă o provocare pentru toată lumea, că în Republica asta nu prea sunt secrete. Cine găsește și cine spune, cine e nou proprietar a acestei carieri, are cinste din partea mea. Îi fac eu cinste cu un vin bun și cu o plăcintă caldă, dacă ne spuneți cine e proprietarul. Doar remarca mea este în felul următor. Nu cumva noua guvernare care a luptat dita mai cu balaurul socialistul comunist al lui Dodon și al lui Plahotniuc, treptat începe să se transforme în balaur. Nu cumva îi cresc ghearele de balaur și începe să se pricopsească cu cariere, cu întreprinderi, cu cei și noi am contestat și am luptat împotriva lor. Nu cumva, eu doar întreb, când m-am săturat de procese, astăzi mi-a venit încă o cerere prealabilă, ieri mi-a venit o cerere prealabilă de la un dita mai deputat, babam, Vasile trebuie să judece, dar ei preiau cariere. Eu doar întreb, nu mai dau vina pe nimeni, întreb, societatea e în drept să cunoască cine a vândut cu 70 milioane și cine a cumpărat cu 70 milioane și cine este nou proprietar, dacă e scris pe soacră, pe mătușă, pe cumătru, pe cumnat, pe oameni care sunt tare apropiați de guvernare. Doar întreb, nu dau cu parul. Vă felicit, dragi moldoveni, ați scăpat de guvernarea lui Dodon, cleptocrată și bandițească, avem o guvernare nouă și acum vom afla multe detalii interesante. Vă doresc o seară liniștită în continuare.